Ridicăm înaintea Domnului, invit pe toți ceilalți frați slujitori să vină aici în față. Urmează să ne rugăm Domnului cu toții. Domnul să ne ajute să alegem destinul etern cu El în împărăția Lui. Aceasta să fie dorința noastră. Am să citesc câteva cuvinte până frații slujitori ajung aici în față. Apoi cu toții ne vom ruga Domnului pentru elementele care le folosim la cina Domnului, prin fratele Dumitru Bodale, Dumitru Beldianu, ne rugăm pentru azime și prin fratele Ducu ne rugăm pentru rodul viței. Dumnezeu să ne asculte rugăciunea când ne vom ruga. Ziua praznicului azimilor în care trebuiau jertfite Paștele a venit și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis, duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli, El a zis, am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis, luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând, acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru noi toți. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului și apoi prin cei doi frați amintiți ne vom ruga pentru elementele care le folosim la cina Domnului ca Domnul să le dea valoarea trupului și a sângelui său sfânt. Amin. Cu mulțumire din inimă, Dumnezeule veșnic, stăm înaintea Ta să-ți mulțumim de acest timp binecuvântat în prezența Ta. Să-ți mulțumim de acest timp când vrem să ascultăm de cuvântul Tău stând la masă cu Tine. De aceea Te rugăm în dimineața aceasta, Doamne Dumnezeule, binecuvântă pe fiecare inimă care a intrat în locașul de închinare. Binecuvântă-ne, Doamne Dumnezeule, cu ascultare de cuvântul Tău și cu împlinirea cuvântului Tău. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, fiindcă înaintea noastră stă această azimă, Te rugăm să o binecuvintezi.
acela care ai putere, care ai făcut atunci când erai cu ucenicii, ai luat-o în mână, ai binecuvântat-o, apoi ai frânt-o și ai dat-o ucenicilor. Te rugăm și în ziua de astăzi, binecuvânt-o. Fă ca fiecare când va lua din această pâine să simtă împărtășia cu tine, cu puterea ta, cu trupul tău, Doamne. De aceea binecuvântă și dă-i valoarea trupului tău, trup care s-a dat, care a fost pe lemnul de durere. Prin sângele lui, Doamne Dumnezeu, noi suntem curățați, sângele care a curs. De aceea, Doamne Dumnezeule, te rugăm, binecuvântă-ne pe fiecare. Doamne, după ce această zimă va fi ruptă și va fi împărțită în bucățele, fiecare vom lua o bucată și fiecare vom mânca din tine, pentru că suntem mădulare în trupul tău și vrem cu adevărat să fim copii ai tăi. De aceea vrem să ne închinăm, vrem să te mărim și vrem să te slăvim, Dumnezeule veșnic. Te rugăm pentru toți aceia care vor întinde mâna și vor lua. Fă, Doamne Dumnezeule, să simtă prezența ta, să simtă vindecarea ta, să simtă tămăduirea ta, să simtă că ești cel ce dai viață. De aceea noi îți mulțumim, îți mulțumim că ne iubești. De aceea, într-o zi ca aceasta, stăm înaintea ta, îți mulțumim că ne-ai dat această putere și îți mulțumim că vei fi cu noi. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim și pentru dimineața aceasta când putem sta la închinare înaintea ta. Îți mulțumim, Dumnezeule, pentru Iisus Hristos, care l-ai dat să sufere, să poarte păcatele noastre și să moară pe calvar pentru mântuirea noastră. Îți mulțumim pentru învierea Domnului Iisus Hristos și pentru speranța trăirii veșnic în împărăția ta. Îți mulțumim pentru aceasta. Doamne, stăm înainte la această masă sfântă cu trupul și sângele tău. Doamne, te rugăm să privești la noi cu îndurare. Doamne, ne-am cercetat și ne-am analizat, Doamne, și ne-am găsit nevrednici, dar îndrăznim prin jertfa Domnului Iisus Hristos, care ne curățește, ne dă viață, Doamne, și ne îndreptățește, Doamne, să stăm la masa sfântă. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru acest privilegiu pentru mine și pentru biserica ta de aici. Îți mulțumim pentru aceasta. Doamne, dorim, Doamne, ca masa aceasta sfântă să lucreze în noi viață și vitalitate spirituală. Dorim, Doamne, să bem din paharul binecuvântărilor. Dorim, Doamne, să avem viață din tine, Doamne. De aceea, Doamne, Tu care ești sursa vieții și a sănătății, Doamne, lasă, Doamne, ca fiecare din noi, Doamne, să beneficiem de aceasta. Fă-ne responsabil, Doamne, când stăm înaintea Ta la masa sfântă. Fă să înțelegem, Doamne, beneficiile care decurg, Doamne, din implicarea noastră, din părtășirea cu sângele și trupul Tău. Și fă-ne, Doamne, să înțelegem de măsurile drastice, Doamne, care decurg dacă ignorăm acest act sfânt de părtășie cu trupul și sângele Tău. De aceea, Doamne, mă rog să binecuvintezi, Doamne, biserica noastră. Lasă harul Tău peste noi. Lasă îndurarea Ta peste noi. Binecuvintează rodul viței, dă-i valoarea sângelui Domnului Iisus Hristos. Și fă, Doamne, ca El să lucreze în noi viață veșnică, sănătate, înțelepciune, să Te căutăm pe Tine și să trăim pentru împărăția Ta. Amin. Rămânem ridicați și împreună cu grupul de laudă slăvim pe Domnul în timp ce se face frângerea pâinii. De oameni și de împărați, mai sus de toate pe care le-ai creat, mai sus de lume, mai sus de înțeles, Tu ai fost, rămâi în veci de veci.
mai sus de tronuri și împărății, mai sus de-a lumii mari minunății, mai sus de aur și tot ce valoros. Iubiți frați și surori, invit pe cei ce se împărtășesc în dimineața aceasta să plece pe genunchi pentru a-i putea deosebi de frații care nu se vor împărtăși în dimineața aceasta și pe care îi invit să ocupe locurile pe bancă. Dumnezeu să fie în continuare în mijlocul nostru. Amin.